HPV înseamnă Human Papilloma Virus, adică papiloma virus uman. Este agentul etiologic al cancerului de col uterin și al leziunilor precanceroase și este boală în 98% strict cu transmisie sexuală. Restul, există teorii că s-ar lua din apa din piscine, din apa din cadă, de pe instrumente medicale, lucru în care eu în secolul 21 nu cred. Sunt mai multe tipuri de HPV. Unele au semne precoce. Infecția cu unele dintre tipuri are semne precoce. Infecția cu alte tipuri, și anume cu cele mai redutabile și cele mai de temut, care sunt responsabile de cancerul colului uterin, acelea au semne foarte tardive. Semne clinice care, să zicem, anunță femeia sau le vede ginecologul cu ochiul liber. Acesta este motivul pentru care testarea HPV și testarea Babeș Papa Nicolau sunt testele de screening al infecției cu HPV și al cancerului de col uterin și sunt singurile care pot, împreună cu vaccinarea, să îndepărteze infecția cu HPV și cancerul de col uterin. Metodele de screening. Cea mai veche dintre metode este testul Papanicolau, care se adresează tuturor femeilor la un an, începând cu un an de la debutul vieții sexuale, și o să aflăm mai târziu de ce, și anume pentru că există o istorie naturală a infecției cu HPV și a cancerului de col uterin, adică de la contactarea infecției cu HPV până la cancer de col uterin, ar putea fi o perioadă de 10-15 ani în care se pot detecta precoce infecția, deci în stadiu de infecție sau în stadiu de leziune precanceroasă. Și atunci, la un an de la debutul vieții sexuale, când ar putea apărea primele semne în celulele infectate cu HPV, se face testul Papanicolau. Se face testul Papanicolau până spre 65 de ani, unii zic 60, unii zic 70, asta este variabil în funcție și de alți factori de risc. Ce cercetează testul Papanicolau? Cercetează structura celulelor care sunt modificate de infecția cu HPV. În acest moment, în lume, în țările dezvoltate, primul test care se face în detecția leziunilor precanceroase și a cancerului de col uterin, deci primul test de screening, se tinde să fie testul HPV pentru tipurile cu risc oncogenic crescut. Se știe că cele mai frecvent implicate în patologia malignă a colului uterin sunt tipurile 16 și 18, care sunt responsabile de 60% din cancerele colului uterin, urmate de 31, 45, 33, 35 și încă altele, care de fapt sunt conținute în vaccinul nonavalent, care este ultimul vaccin anti-HPV apărut în lume, alături de încă două tipuri responsabile de condilomatoza vulvovaginală, de condilomatoza genitală. Mă întrebați mai devreme care sunt semnele infecției cu HPV. Singurele semne ale infecției cu HPV care pot fi văzute cu ochiul liber sunt leziunile condilomatoase sau negii venerieni, care sunt date de infecția cu HPV 6 și 11. În țările în curs de dezvoltare, cum este și țara noastră, în acest moment, primul test care se face este testul Papanicolau. Dacă testul Papanicolau este modificat, sunt clase de modificări ale testului Papanicolau, deci ale îmbolnăvirii celulelor, clase care de fapt reprezintă grade, se completează cu testul HPV pentru tipurile cu risc crescut oncogenic și cu examenul colposcopic, urmat sau nu de alte investigații. Trebuie să faci testul HPV înainte să faci vaccinul? Nu. Sunt două lucruri
care sunt obligatorii, dar nu se condiționează una pe alta. Deci poți să-ți faci vaccinul chiar dacă ai infecție cu HPV, iar testul îl faci pentru că există și alte tipuri de HPV pe lângă cele conținute în vaccin care pot da cancer în proporție mai mică, cancer de gol uterin, și pe care trebuie să le tratăm. Primul factor de risc al infecției cu HPV este contactul sexual neprotejat cu un partener presupus infectat. Acesta este o condiție sine qua non. Este boală cu transmisie sexuală. Cu multă vreme în urmă, ca să zic așa, prin anii 95-96, nu se credea că leziunile colului uterin și cancerul colului uterin sunt, de fapt, reprezintă o boală cu transmisie sexuală. Ba chiar se lupta împotriva acestei idei. Dar iată că s-a luat premiul Nobel pentru chestia asta și atunci nu prea mai avem ce spune. Despre alți factori de risc pe lângă contactul sexual neprotejat sunt, după mine, cel mai important este imunitatea scăzută, asociat cu alți factori de risc, cum ar fi fumatul, administrarea de contraceptive estroprogestative, care de fapt sunt factori de risc în scăderea imunității. Ei determină la nivelul celulelor colului uterin și ale vaginului, pentru că poate vom discuta și despre lucrul ăsta, că și leziunile vaginului și ale vulvei sunt date tot infecția cu HPV, vorbind de aparatul genital. Deci determină modificări metabolice ale celulelor care fac să scadă imunitatea, răspunsul imunitar și memoria imunitară. Este adresat tuturor femeilor și bărbaților sau băieților între 13 și 45 de ani. Până nu de mult, până acum câțiva ani, vârsta de sus era 35-40, acum a crescut la 45 și din informațiile mele se poate vaccina absolut orice femeie sau orice bărbat care are în plan să-și înceapă o viață sexuală cu un partener nou, despre care nu poate să știe nimic. Deci există țări în lume, continente în lume, care au vaccinat toate fetițele și toți băieții între 9 și 13 ani și unde lucruri care se întâmpla acum 10 ani, s-a început acum 10 ani, motiv pentru care deja cancerul de col uterin, incidența cancerului de col uterin a scăzut dramatic în aceste țări. În România au fost niște tentative de vaccinare, au eșuat, nu este treaba noastră să discutăm în acest moment motivele pentru care au eșuat. O mare parte din motive sunt legate de lipsa banilor la nivelul guvernului, dar există vaccinul care poate fi cumpărat și poate fi făcut de absolut orice femeie. Se face o singură dată în viață, dar înseamnă 3 doze. 3 doze după vârsta de 15 ani. Până la 15 ani se pot face 2 doze, sunt suficiente. Iar după vârsta de 15 ani, se fac 3 doze de vaccin într-un interval de 6 luni. Este o schemă de vaccinare, o știe toată lumea, o poate recomanda oricine, inclusiv medicii de familie. Vaccinul este prevenția primară, care nu lasă agentul etiologic să intre în celulele colului și vaginului, și prevenția secundară, care este testarea Papanicolaou și testarea HPV. Unul din cei mai importanti factori de care trebuie să țină seama un cuplu la debutul vieții sexuale este folosirea prezervativului. Sunt fel de fel de legende care discută că, indiferent că folosești sau nu folosești prezervativ, infecția se transmite. Nu, este eronat. Probabil că există o proporție de 3-4-5%, nu sunt studii care discută despre chestia asta, dar nu s-a ajuns la un consens, dar în mare parte asigură protecție
tuturor cuplurilor. Se tratează, noi nu tratăm infecția cu HPV ca boală, noi tratăm infecția ca HPV individual, deci fiecare persoană beneficiază de un anume tratament în funcție de stadializarea infecției, de modificările testului Papanicolaou, de tipurile de HPV și de ce să nu ținem cont de vârsta femeii. Pentru că circa 70% din populație este infectată cu HPV cu risc oncogenic crescut. La sub 25 de ani, circa 70% din infecții dispar spontan. Da? Și atunci rolul nostru intervine cel mai mult sau ar trebui în cea mai mare proporție la femeia peste 25 de ani, unde se și presupune că virusul a stat mai mult acolo, a devenit infecție transformantă și a determinat deja leziuni. În general, îi recomand femeii sau tuturor le recomandăm tratament imunostimulator, îndepărtarea fumatului, oprirea fumatului. Dacă n-am negativat toate pacientele cu infecție cu HPV, cu risc crescut, dar cel puțin le-am făcut să se lase de fumat. Așa și sexul protejat. Pentru că se face testul HPV și la parteneri, el poate să aibă, poate să nu aibă. Din populație este infectată cu HPV, dar nu 70% din femei fac cancer de col uterin sau de vagin sau de vulvă. Da? Proporția este mult mai mică. De la infecția cu HPV până la cancerul de col uterin, am spus la începutul discuției noastre că ar trebui să treacă vreo 12-15 ani. În funcție de foarte multe criterii, de foarte multe, mulți factori de risc pe care unele femei le au, unele nu le au. De pildă, la infecția cu HIV. Femeile infectate cu HIV sau bărbații infectați cu HIV pot face leziuni determinate de HPV într-un timp mult mai scurt decât cele care nu au infecția cu HIV. Da? În acești 12-15 ani de la infecția cu HPV se fac testele Papanicolaou și testul de detecție a infecției cu HPV. Și atunci noi depistăm fie în stadiu de infecție, pur și simplu infecție, sau un stadiu de leziune precanceroasă. De la infecție până la cancer de col, pas cu pas, trecând prin leziuni precanceroase, pe care dacă le descoperi în stadiu de leziune precanceroasă, evoluția a încetat. Ai îndepărtat leziunea, ai tratat-o, ai descoperit infecția, tratezi infecția, o ajuți sau îi spui, Doamne, așteaptă încă un an sau doi și trece singură, dacă femeia are sub 25-30 de ani și are o imunitate bună.